masă, exact 3 săptămâni până la gală. Antrenamentele sunt destul de grele în perioada de pregătire. Zilnic sunt la sală, de dimineață până seara, în afară de muncă, lucrez și ca antrenor. Îmi pregătesc și copiii de următoarea gală, unde vor lupta și elevii mei. Și totodată mă pregătesc și eu cu ei. Voi lupta cu Stefan Povșovac, el este din Ucraina. Este un luptător experimentat, are 10 victorii, 4 înfrângeri. Pentru mine această luptă are o importanță foarte mare. Sper și cred că voi câștiga această centură. În cariera unui sportiv sunt și înfrângeri, sunt și victorii. Când ai o înfrângere sau o victorie, oamenii de alături întotdeauna tine te susțină și, într-adevăr, îți stimează munca ta care te o depui. Și încă un mare motiv pentru care trebuie să câștig și care foarte tare mă motivează, asta că sunt acasă la noi în Chișinău și reprezint țara noastră la acest turneu, voi arăta că în Moldova sunt foarte mulți luptători. De 2-3 ori în cariera mea de sportiv a fost așa momente când eu am plecat la luptă nepregătit, fizic, tehnic, tactic și așa mai departe. Și asta e unicul lucru care pe mine mă dezbate din ritm. Dacă eu mă pregătesc foarte serios de luptă, eu întotdeauna nu am niciodată dubii și niciodată nu mă tem de adversarul meu. Atunci când intru în ring, eu sunt foarte motivat, vreau să-mi câștig centură în gala RXF. Și am acolo un adversar care de mult eu pe dânsul doresc, dar el pe mine mă invită. Mike Brightman, eu o să vin și a stibat, tare a stibat. Câștigarea acestei centuri pentru mine este importantă din cauza că oricare luptător de MMA, profesionist, își dorește o centură, două, trei, eu voi face tot posibilul ca eu să o câștig. Și ea să rămâie la noi în Moldova și să nu plece în Ucraina. La fiecare urcare în cușcă suntem controlați de arbitru, de diferite substanțe interzise, și la ieșire din ring, cât și în vestiare. Barba, desigur, tot așa o controlează, să nu am nimic acolo, cuțite. Mi-aș dori ca copiii mei să fie toți sportivi. Clar lucru, depinde de băiat sau fată. Băiat, sigur că e luptător de MMA, fata să ne gândim.